în combinezoane care au montat în orașe diferite, fiecare în orașul respectiv, au montat aceste simulatoare, imediat au fost regăsiți în subcomanda personală, direct în apropierea lui Dumitru Iliescu și în apropierea lui Ion Iliescu. Își făcuse deja. Deci din 404, da? Oare mă întreb, oare lui Ion Iliescu îi se arăta? Dumitru Iliescu, din câte știu eu, el era comandantul unui TAP. Așa, exact, exact. Capitanul exact, și exact. Capitan și nu știu. Și el l-a plimbat pe Iliescu cu tabul dincolo-colo. Da. Și a rămas și Iliescu l-a păstrat. Și ei sunt singurii în armata română care poartă astfel de salopete negre. Cine? Conducătorii de tancuri, de artilerie. Apa! Deci puteau să fie chiar și din... Era echipamentul lor de lucru. Singura componentă armatei care era folosit și de alte forțe. Și de alte. Am înțeles, foarte interesant. Care deci, nu, erau, care care nu erau prea departe. Atenție, de deci am întrebat. Deci puteau să fie, nu neapărat de la diversiune, dar puteau să fie chiar oameni din subordina lui Dumitru Iliescu. Atenție, un alt om din subordina lui Dumitru Iliescu ajunge aproape procuror general. Cătălin Voicu. Voicu, senatorul actual. Senatorul actual. Bun. Și Voicu era în sediu CC atunci, în 22. Da, da. Să mai precizez. Cătălin Voicu era ofițer de transmisiuni și exact. Era în clădirea CC-ului acolo, că era comandamentul și centrul de comandă de comunicații al lui Milea și el era locotenent. Ce era el acolo? Tinerel și subțirel. Da, da. Da? Deci a fost pus probabil tot pentru cu misiunea transmisiuni într-un tank de ăsta și spune întrebat de noi ce a făcut el la cele zile 21, noaptea 21 pe 22 în tank, zice, noi am fost obosit și am dormit. Bun. Unde s-a tras aici la universitate. Răspuns de șmecheruț. Ați vrut să mai spuneți ceva, da? După cunoștința mea, asemenea structuri de cercetare, diversiune existau nu numai la DIA, ci erau și în comandamentele acestea de armată. Deci fiecare armată mare avea o companie de cercetare diversiune. Și la Timișoara era o companie. De cercetare diversiune. Dar aveau o coordonare. Dar se instruiau tot acolo. Erau instruiți tot la Buzău. Buzău. Da. Interesant. Asta zic, e clar acum. Nu erau independente. Nu, erau coordonate de aceeași formă. Exact. Da, ca pregătire. Comandamentului de armată. Da, de comandament. Eu pot să vă spun că în trei orașe unde am identificat personal, aceste simulatoare au fost instalate în seara de 22. Deci no. Seara mai devreme. Nu, eu știu în trei orașe, nu. Eu știu da, oficina. Da. Unde seara de 22 la lăsarea întunericului undeva după orele 17, repet 22. De ce am notat toate minutele de care tu vorbești? Se vede că era un jurnal de front al lor, un jurnal de război. Pe componenta mediatică, minute ca mitraliera. Pe componenta organizațională, Ion Iliescu, care face turul de forță, televiziune, Ministerul Apărării, CC, unde trebuia să ajungă la orele 17, la lăsarea întunericului. Ia televiziune după aceea. Da, da, dar la lăsarea întunericului și odată cu lăsarea întunericului, operațiunea de instalare de astea, de ce? Pentru că, din punct de vedere politic, în fața lumii întregi a CNN-ului, trebuia acum componenta națională deja, securiști, teroriști, aruncată în spațiu exterior. Ion Iliescu asta confirmă prin prezența sa în balconul de la CC când începe discursul, când toți trag, se trage, atunci dar nimeni nu trage către balconul unde era Ion Iliescu. Deci aberant. Atunci ce trage simultan în mai multe locuri. Și la mai rețineți o chestiune în jurul orei 14:30. S-a transmis, deci eram la Timișoara, ajunsesem la comenduirea garnizoanei. Pe acolo, 22, da? Așa. Pe 22, deci după prânz, că au zis că ne iau acolo ca să ne protejeze, deși noi n-am cerut și n-aveam nevoie de nicio protecție, puteam să plecăm singuri oriunde, n-aveau nicio treabă cu noi oamenii din stradă. Și acolo era un ofițer de serviciu, om să jena puțin, era de bun simț, l-am eu pe undeva notat și numele lui, și zice, doamne, am primit notă telefonică de la minister că la ora 18 ne atacă teroriști. Această notă telefonică, ordin telefonic, a fost transmis în toată țara. Și la aceeași oră, peste tot, a început păcăneala. Până atunci au fost instalate acele simulatoare
care trăgeau din toate pozițiile spre. Coincide și cu o altă oră foarte importantă. Că, da, primesc arme pe bază de buletin. Nu, nu,